Bună, numele meu este Alexandra, am 19 ani și sunt studentă la Facultatea de Matematică și Informatică din București, specializare matematică, iar acest material este exclusiv pentru Observatorul Prahoven. Perioada mea de studenție a început în mediul online. Eu nu mi-am cunoscut colegii, profesorii, nu mi-am văzut nici facultatea, nu știu cum arată o sală de curs. În acest moment vă pot spune că în sfârșit am reușit să mă adaptez la mediul online. Însă până acum, de la începutul semestrului întâi, am trecut prin mai multe etape, inclusiv o etapă în care nu înțelegeam ce sens mai are să mai continui când oricând pot să mă uit pe YouTube la niște videoclipuri asemănătoare. A fost o perioadă nașpa pentru mine, pentru că eu mi-am ales facultatea din dorința de a învăța matematică și a fost foarte greu pentru mine să mă adaptez la un alt scenariu decât mi-am făcut eu inițial. Într-adevăr, profesorii, cel puțin profesorii mei, s-au străduit să facă cursurile mult mai ușoare și au cumpărat tablete grafice, ne scriu pe foi și filmează și fac PowerPoint-uri, PDF-uri pentru noi. Însă, nu se mai creează acea legătură profesor-elev, care se crea doar față în față, doar uitându-te în ochii profesorului și el știind exact, copilul ăsta nu a înțeles. În acest moment nu se mai întâmplă asta. Degeaba întreabă profesorii, ați înțeles? Pentru că rămâne o perioadă de liniște în care toată lumea își dorește să întrebe, dar mai bine întreabă altcineva. Această situație e foarte grea atât pentru elevi cât și pentru profesori, doar din simplu fapt că nimeni nu înțelege. Profesorul nu știe că elevul nu a înțeles pentru că elevul nu spune sau spune da, iar elevul nu întreabă pentru că este rușine că ceilalți au înțeles și e singurul care nu a înțeles. Aș recomanda ca fiecare dintre voi să pună mâine la ora preferată, la cursul preferat, o întrebare. Și o să vedeți că după ce ați pus întrebarea respectivă, or să mai apară alte 5-10 întrebări pe lângă de la studenți care așteptau doar pe cineva să facă primul pas. Asta mi se pare singura metodă să ajungem cât de cât mai aproape de realitate, pentru că, indiferent că este online, un curs poate deveni cât de cât aproape de realitate doar prin simpla comunicare între profesori și elevi. De asemenea, înainte de a închide acest videoclip, aș vrea să vă spun absolvenților de liceu să nu le fie teamă. Examenul de bacalaureat nu este atât de greu pe cât pare, iar în momentul de față, pentru mine, nu mai contează absolut deloc. Este important să-l luați, este important să-l luați cu o medie destul de mare încât să intrați la facultatea pe care o vă doriți. Dar nu este un capăt de lume. Dacă nu-l luați, mai încercați o dată în toamnă și nu e nicio problemă, nu se supără nimeni pe voi, este perfect normal. Nu mai puneți atât de multă presiune pe voi, lecțiile sunt puține, aveți nevoie de un pic mai multă organizare ca să vă dați seama de asta, dar o să vedeți că lucrurile nu sunt așa de urâte pe cât par. De asemenea, dacă încă nu știți ce facultate să alegeți, este perfect normal, nu e nicio problemă, nu trebuie să vă panicați. Trebuie să alegeți o facultate pe care vă doriți, o facultate din pasiune, să fiți mândri de voi că ați ajuns până aici și că o să ajungeți mult mai departe și încercați să faceți exact ceea ce vă doriți în viață. Pentru că o lume frumoasă este o lume de oameni care nu simt că merg la muncă. Pur și simplu se duc să facă ceea ce le place. Și mă gândesc că asta trebuie să avem cu toții în cap atunci când facem o hotărâre pentru o facultate, pentru o universitate. Dacă încă nu v-ați dat seama ce vă place, nici asta nu e o problemă. Căutați, cercetați, fiți niște bureți pentru informații și vedeți în ce parte vă place cel mai mult. Până la una alta, sper să fiți cu toții bine și mulțumesc că ați avut răbdare să mă urmăriți până la capăt. La revedere!